Vezi camerele astea. Nu știu dacă sunt de supraveghere sau cumva de radar. Ideea e că nu scrie nicăieri că este radar sau ceva. Dar să nu ne pomenim cu ceva chestii. Bă, pe aici am venit? A? Ia să văd eu. Bă, nu mi-a părut în imagine florile alea acolo. Și pe acolo? Nu vine. Spre Italia, la încărcare, cu siguranță nu o să ajung. Ia uite ce apă ești, nebun la cap. Băi, ești prost. Dar de ce așa albastră? Oare zici tu? Poate că. Că suntem în Italia aici, nu? Bă, încă ceva. E Turul Franței, mă, sau o să fie Turul Franței pe 20. Nu știu care e treaba, că tot merg ăștia cu bicicletele astea, de zici că aici s-a inventat roata. Ia uite, ăștia sunt pregătiți aici. Wow, cred că sunt super fericiți ăștia, frate, că a luat Franța campionat. Aia la, bă, la boscheți, la 40 de euro. Ana, ce-i costă? Ești prost? Unde mergi, mă? Da, o să-l luăm, ce poate fi mai grav decât atâta? Se duce la ăla sau la mine? A, la ăla s-a dus. Nu, mă, că-l luam să bat piciorul dacă nu-l luam. L-a luat, mă? L-a luat. Unde putea să meargă? Madagascar? Mergem la Madagascar, frate. Da, una peste alta, fără glume, fără chestii. Aveți mare grijă pe cine luați la ocazie. Eu vă recomand să nu luați. Da? Deci nu faceți ca mine. Eu l-am mai povesteam un alta cu el, îți dai seama, el în franceză, eu în limba română, sigur ne înțelegeam cumva. Serios, recomand să nu las la ocazie, pentru că nu știi ce persoane e. Eu nici în țară nu iau, foarte, foarte rar iau la ocazie și în România, pentru că nu știi cine ți se urcă în mașină, nu e ok, adică știi? A, și încă ceva. Dacă crezi că faci un 10, 15, 20 de euro în plus, să nu crezi asta. De ce? Pentru că în afară nu-ți plătește nimeni chestia asta, adică nu ai niciun comision, stai relaxat. Dacă vrei, îl iei, îl duci unde are omul treabă, îl lași acolo și spui că te mai întorci peste 6 ani și îl iei de acolo dacă vrea să meargă tot cu tine. Înțelegi ce zic? Deci vezi că ăștia nu plătesc dacă la asta te gândeai. Nu, ca să știi, nu de altă. No, bine că o făcut ăla cu mâna, uite, am mai spus o chestie care cred că e destul de interesantă. Uite, mă, iar bicicliști din ăștia. Unde mergeți, mă, cu toții? Nu înțeleg, că unii merg încolo, unii încoace. Deci nu se duc toți într-o direcție. Nici asta nu înțeleg. Eu nu înțeleg nici măcar ce nu înțeleg când nu înțeleg. Înțelegi ce nu înțeleg? Servus. Ăștia unde merg? Caută ciuperci. Să mă dau puțin mai în dreapta, să treacă ăsta cu agregatul lui.
verzi, roșii, galbeni, cu cască, fără cască. Mai rar fără cască. E faimă și pe aici. E. No, fii atent că scrie pe placard aia ceva. Dacă dilești ce zice până acolo, stai că merg mai încet. Deci fii atent. Turul Franței, mai fă o dată. Nu, uite-te acolo. 20 a 7. Vezi? Atunci începe. Dă-i, dă-i, ești la deal. Îți dau un cola? Nu cred. Deci pe 20 începe sau pe atunci se gata? Nu înțeleg nici cum. A, n-a, fii atent cum a pus roata aia de bicicletă, ești prost. Ești nebun, mă, francezi ăștia cu chestiile astea. Serios. Adică mi se pare așa, n-o stime unele chestii. Toate sensurile giratorii trebuie să aibă specific locație, câte ceva, nu știu, nu, spre exemplu, mai sunt știin astea care nu au. Semnalizez, mă, să știu omul că eu pe aici vin. Chiar dacă-s pe drumul cu prioritate. A, n-a, așa, acum ne apucăm să urcăm. Fii atent. Te-ai cam încălzit, bag de seamă. Văzi că ți s-o agățat de mărușă, drept, poate te spânzuri cu ăla. Ia uite. Aba. Să dăm un pic de semnal stânga, să știe ăla că fac o chestie pe aici. Fii atent ce acolo sus. Sunt niște țevi, niște conducte și un fel de galerie. De ce dracului e acolo? Bă, zic eu că și munții ăștia ai noștri ascund chestii. Stai să aprindem becurile din România. Dar și a ăstora. A, Dani, vezi că nu merge claxonul la mașină, frate, nu știu de ce. Kamikaze, ești prost. Ia uite, cu biciclete, cu stai, du-te dracu cu avaria ta. No, frate, oare cum să fac să te las să treci? Vai, mama, da. Mama, ești prost cu treceaua ăla. Tu pune acolo să treacă Nicaragua ăsta. Nu, mă, ia-te, du-te dacă vrei. Hai, ia-te și du-te repede. A salutat omul, frate. Da, păi e nasol, mă, să-l lași să meargă în curul tău, frate, omul se duce. Mamă, deja aud butelia aia pe spate, cum face, ești nebun, că n-am legat-o. Zice unul acum, bag de seama că nu-ți trage mașina. Nu-mi trage o mașina, că sunt sus aici și aerul rarefiat, știi? Îți trebuie tub din ăla de oxigen să respiri. La Garcin, pe acolo te duci. Servus, guys, foarte fain. Nu știu dacă salută, cade pe bicicletă.
Știi tu ce înseamnă să mergi pe bicicletă? Mai și vorbești. Bine, mă, vezi de treabă. Suntem în turul Franței, mă, mai să crezi. Că trebuia cu steagul cu din alea să fie faină. Dar pe aici ai turul Franței, mă, Ninel. Ia zi, pe aici ai turul Franței. Că Ninel știe. Cum e? Te-ai dat opinionul mic? Ce să-i faci? Și dar bun ce hău e acolo? Ferească Dumnezeu. Nu, că mai coborâm un pic, iar mai urcăm un pic. Bine că știe GPS-ul pe unde suntem. Ana, asta ce-a făcut? A pierdut bicicleta. Ia uite-l. Ai pierdut bicicleta? Ce dracu căuta, mă, ăla acolo? Să ai mare grijă la asta, să stai un pic mai spre stânga, pentru că există riscul să le iei cu prelata. Nu am cum să ajung, mă, în Italia la ora potrivită, pentru că ăsta e drum de 90, eu nu am cum să merg cu 90, merg cu 50. Păi nu știu, dacă era cu un Porsche, cred că m-aș fi descurcat. Ia uite aici sunt. 50. Stai așa că e 52, 48, 39, ăla e bun. Bă, dar nu găsesc un market din ăsta undeva. Vreau să beau niște carne din aia, dar pe Italia găsesc. Am mai filmat cu ce mănânc când sunt afară. Ideea e că nu-mi iau foarte multă mâncare cu mine. Mai ales că este vară, e cald, se strică. Știi prea bine, nu e fain să mănânci mâncare de amaca. Și mai îmi cumpăr niște ouă. Și mai îmi cumpăr, este ceva carne care este pentru barbecue, pentru grătar, știi? Și e 2 euro și ceva, 3 euro. Pe Franța este mai scumpă, e adevărat. Dar pe Germania găsești la 2 euro, spre exemplu, carne de porc fără os și este undeva la 600 de grame, deci cam mai mult de jumătate de kil. Și mănânci două din alea și nu-ți mai trebuie și celelalte, sunt 4 bucăți, știi? E un fel de ca la Sinaia, Brașov, pe acolo, știi cum zic? O să râzi poate că, dar ai mai multă siguranță pe un 3,5 decât pe o mașină mică. O conduci mult mai ușor
Și mult mai ușor conduci un camion decât un 3,5 sau o mașină mică. Serios. Nu știu, cred că te simți destul de liber dacă ai locuit pe aici. E oricum, e un aer foarte curat. Asta îți pot spune. Bagă, frate, ăsta și la pale de la pedale, mai nebun. E răcoare, pot să zic. Sunt 19 grade acum. Chiar fric, pot să zic. Uite-l cum l-am găsit pe ăsta aici. O să mă bag, frate, că nu văd. Ia uite-l, vezi cum venea. Am pe nimeni în spate. Stai acolo. Pe aici trece Valentin. Da, uite, de acolo am filmat, de sus, de acolo unde țâșnește apa aia. A, n-am, asta face poze. Stai că dacă e o preșiu. Ce zici, garson? Ți-a ieșit? Fii atent cu țâșnește apa aia, ești nebun acum. E o conductă, vine de sus, de pe undeva, că bar n-am. E fain, mă, ești nebun acum. Ăștia de unde-s, de la Sibiu? Ai făcut o poză? Fă un pișu și hai mai departe. E fain, mă, ești nebun. Uite, acolo sus trebuie să ajungem. Hai să crezi. A, nu, stai în scurt. Vezi, sunt camere din asta, dar cred că sunt pentru monitorizare. S-a prins, mă, s-a prins. Uite, dracu, stai mai acolo, tâmpitule. Ai impresia că te lovești de asta, dar nu te lovești. Adică o să-ți dai seama dacă te lovești. Stai că a scris asta cu 7-10 aici, poate face un flashbang din ăla. N-am luat nicio amendă, n-am mai luat de mult timp amendă. Dar nu-mi trebuie, mersi. Ia uite-l. Mai filmează, mă? Filmează? Stai să mă. Da, mă, hai că filmează. Da, păi o să rămână ceva card și pentru încărcare, nu-i problemă, stai liniștit. Aici la descărcare nu s-a putut filma, că nu. Ce durea cu buzie, mă, telefon. Nu fii atent ce faci să vede. Hai să oprim un pic, nu, unde dracu, că n-am loc de ăsta. Ce fain e. Uite aici. Încape un 3,5 aici. Întotdeauna încape un 3,5 undeva. Oricum nu am cum să mai ajung și n-are rost să mai mă agit. Caută-l pe satelit. La Craiova. Hai să vezi ce fain e. Oh, picelele mele. Asta zici că e granit din ăla sau ce dracului e? A? Vezi?
Vezi cum e. Ce pui mea de piatră asta? Yeah! Piatră mizerie. Atențion. Uite, aia taie ceva copaci pe acolo. Mă, fii atent cum se vede, ești nebun la cap. Ei, hey, Coquitos! Îl știți pe Coquitos? Nu știți. Dă dracu, poate cazi acolo, tâmpitule. Ideea este să nu vă aventurați că sunteți singuri și sunteți într-o țară străină. No, uite-te ce fain se vede. Da, mă, știu, e întoarcerea la Laguna Albastră aici. Sau fac drum, dar este drum pe acolo. De ce n-am mers pe acolo? Cred că poți să te și bălăcești aici. Ești nebun la cap ce pește aici, mă? Fai, mă, ce să zice, apa curată, ești nebun la cap. Ăștia nu iau ca la noi, adică știi? Aia, au deversat în râu, nu știu care, nu știu ce. Dar nu-i problemă, că dăm o amendă de 30.000 de lei și l-am pedepsit pe nenorocit. Nu, frate, ia-i licența și 20 de ani să nu mai poată face nimic. Servus, tu ai GoPro? Ăștia nu se joacă, bă, cu natura. La ăștia te pedepsesc de... N-ai aer, frate. Numai la noi e posibil. Dar de ce este posibil? Pentru că firma nu este românească, știi ce zic? E din extern. Și dacă ăștia vin din extern și și-au aranjat treburile de ori cumpăra nu știu ce fabrică, au și bani să dea mai departe la alți oameni care trebuie să primească, să le faciliteze lor chestii. Pușca. Hai să mai mergem. Avalanșă? Bă, ești prost, că mai sunt și avalanșe. Uite ce găuză acolo, ești prost, stai până acolo sus. Câta gaură ești nebun la cap. Mamă, deci fii atent cum stau pietroaile alea. Trecu să te ia. Fii atent că din ăsta au căzut aici. Dar ce piatră e asta, mă, frate? Și că e lavă din aia vulcanică, nu știu cum se numește. E fain de amenajat un acvariu, cred că piatra asta. Aș putea să-mi iau vreo 16 kg. În sfârșit, de pace. Hai să mai mergem. Je te donne. Ce că e avalanșă în 150 de metri. Că o iarnă, vară, cad pietre, legume. Legume în 200 de metri, 250. Unde dracu vedeți, mă, legume? Ce s-a oprit, frate? Nu aici m-am bălăcit, mă? Nu, nu, nu aici, mai încolo. Dă, ia treia, frate, că rup mașina. Aici erau aia cu legumele, m-au dispărut legumele. Toilet, n-ai să crezi. Ia uite camera aici. Servus. Am știut că o să se bage. N-aveam cum să-i fac space. Tu că și pe acolo construiesc ceva. Asta spuse pentru pietre, știi? La noi pe Transfăgărășan nu sunt, din asta că oricum nu cad pietre la noi.
Ana, ești nebun la cap, du-te dracu, ai văzut? Stai așa. Nu, mai mult. Să vezi ce fain se vedea, frate, cum curge apă de acolo. Bă, dar dacă îl bag pe un din ăsta în spate și îl duc acolo sus, ce gata, frate, ăsta a câștigat, că a ajuns primul. Hai să crezi, numai la prostițe cap. Marmot, marmotă, marmota îl sponsorizează pe stan. Nu, bagă-te marmotă dacă vrei. Nu mai e loc acum. Nu, dă-i marmotă că e liber. Hai că frânez, dar accelerează-o dracului odată. Servus. metri 30, interzis cu 26 de tonițe. Prr. 19 grade, așa da. Așa da. 19 grade. Fii atent cu stăpălova, mă. Îți dai seama, ăla a rămas acolo, ăla sigur cade la iarnă. Ia uite, fii atent ce fain. Ce cred că ar fi fost fain să fi avut o cameră din aia de 360 de grade, știi? Și aș fi putut să o pun deasupra și te puteai uita tu peste tot, de jur împrejur. Chiar era faină chestia aia. Da, ar trebui să achiziționez o treabă din aia. Pare pe cine aș putea contacta să mă sponsorizeze pe o chestie din aia? Serios. Îți dai seama ce faină era o cameră din aia 360. Nici nu mă mai auzeai pe mine lătrând pe aici prinăuntru. Și era fain că te uitai tu pe unde vrei. Păi ori fi căzut, mă, sau aici au rămas. Du-te, bă, ce mari sunt, ești sănătos. De metri, de aici încolo cad pietre. E fain, mă, așa am zis.
18 grade. Machiajitos. Chuparubas. Tour de France. Vezi? 19-20 iulie. Fii atent că e din aia care duce sus acolo, cu telecabină din aia, știi? Ca la Sinaia, unde n-ai bia? La Brașov. Odată am mers cu aia și s-a stricat aproape să ajungă sus. Ce ai făcut, bre? Du-te de aici, că m-a luat panica, bătea vântul prea tare, știi? Și nu știu ce Dumnezeu s-a întâmplat, că s-a defectat nu știu ce. Acolo tot timpul merge un mecanic din ăla cu tine, știi? Du-te, bă, că așa făcea, nu mai merg cu aia. Până sus acolo, la Sfinxul, la Babele, știi? Nu fii atent ce mișto e terasa asta. Fain, vii cu rilota aici. Dar știu că îi spune rulotă, dar așa zic eu, rilotă. Ești nebun la cap. Să nu zici că acolo se și schiază, că și... Nu o văd acțiune pe sus, pe acolo, dar nu cred. Sau cine știe. Uite câtă zăpadă ești nebun. E interzis cu 26 de tone. E ok. Renault. No limit rafting. Merg mai bine acum că sunt gol, știi? La Meije. Poți să stai de vorbă pe trotuar. Mai fain. O să înțelegi mai bine informația. Trebuie să mai găsăm vreo terasă din asta pe aici. S-a terminat și cum e aici asta. Cruci, uite-o și ăștia cruci pe sus.
Nii, mă, unde s-a băgat ăla cu căpănuța lui? Prin spatele cabanei trece păstrăvul. Vă spun că e numai piatră din aia. Ia zi, mă, schiază unul pe acolo sau nu? Nu schiază, mă, ce care să schiază. Uite o colibă din asta veche. Aaa, asta e cu din aia după el, asta e cu sandwich-uri, are acolo. În aia lui, rămăcuță. Are sandwich-uri, mă, sigur. Le mai dă la ăștia pe traseu, 6 euro. Tunelul de 600 de metri, Ambrozie, ce dracu scrieam acolo frumos? Hai, Cocoripas! Oh. Așa că vine unul și trebuie să vedem cum îi facem space. Stai încetuți. Grav pe aici. Aoleu, mai stai un pic să ies și eu. Bravo, deștept băiat. Bravo, garson.